Facultatea de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, în colaborare cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou, organizează în perioada 23-25 noiembrie, cea de-a doua ediție a conferinței naționale, Importanța multidisciplinarității în medicină, abordări inovative și integrative în asigurarea unui act medical de succes. Evenimentul reunește 400 de persoane, medici, asistenți medicali, tehnicieni dentari, fizioterapeuți, dieteticieni, dar și alți profesioniști din domeniul medical. Chiar dacă se află în America, decanul facultății, profesorul Mihai Covașă, a luat cuvântul în deschiderea evenimentului. Și astăzi sunt foarte multe sesiuni și lecturi foarte interesante care la fel spune de expertiza pe care o avem la facultate, atât pe plan național cât și pe plan internațional. Și o să vedeți că aveți la dispoziție multe sesiuni cu prezentări foarte interesante, de la stimularea dopaminergică, de exemplu în boala Parkinson, la recuperarea pacienților cu infecții, cu CD, de exemplu, la evaluarea nutrigenetică, la tehnici de recuperare și de reabilitare, prezentări din domeniul de bioetică, cancerul oral și așa mai departe. Avem în universitate laboratoarele necesare, avem în spital dotările și personalul necesar pentru a desfășura acest program, dar sigur că dorim să fie mai bine și dacă o să vedeți programele dezvoltate până acum, am avut săptămâna trecută vizite din partea colegilor de la Babeș-Bolyai, de la Bacău, programul de biologie și biochimie, au fost impresionați de ceea ce au găsit aici, deși noi abia am început în urmă cu 2 ani aceste programe, comparativ cu, repet, programe care desfășoară de mult timp. Deci încercăm să creăm o bază materială, să aducem personal care să poată oferi o educație de calitate la nivelul cel mai înalt. Cuvântul cheie al conferinței a fost multidisciplinaritate. Conceptul a fost explicat de medicul Alexandru Nemțoi, conferențiar universitar în cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice. Multidisciplinaritatea a devenit în majoritatea domeniilor, cât și în medicină, un factor important. Și așa cum noi suntem o facultate și o universitate multidisciplinară, într-o universitate cu profil tehnic, socio-uman, acum și medical, dar și o facultate care adăpostește atât programe de sănătate cât și de științe biomedicale, cum este biologia și biochimia, ne face să venim cu un plus în ceea ce privește comunicarea directă, având în vedere că avem oameni și echipe multidisciplinare. Iar asigurarea unui act medical, în ceea ce privește multidisciplinaritatea, este important pentru că medicina a devenit din ce în ce mai profundă, ca să spunem așa, din punct de vedere a cunoștințelor și atunci ca să putem avea acest succes în realizarea actului medical, că ăsta e scopul și acestei facultăți de a pregăti specialiști care să ne asigure aceste activități, este important să avem această multidisciplinaritate încă de pe băncile facultății, dar și în cadrul unităților medicale, unde tot timpul trebuie să întrebăm un coleg, să trimitem un pacient la un consult interdisciplinar sau să abordăm într-o echipă chirurgicală de diverse specialități și atunci multidisciplinaritatea este acest cuvânt cheie în jurul căruia ne învârtim în ultimii 10 ani în medicină. Într-un comunicat de presă transmis de USV se arată că pe parcursul celor 2 zile de conferință vor fi abordate teme inovative și integrative din domeniul medical și cel al științelor biologice.